Săptămâna aceasta, la Catedrala Patriarhală, programul liturgic este unul special. În fiecare seară, de la ora 18, pelerinii care vin să se închine la Sfintele Moaște pot participa și la slujba privegherii. În prima zi a evenimentelor dedicate ocrotitorului bucureștilor, privegherea în cinstea Sfântului Nectarie, vindecătorul de boli, a fost oficiată de preasfințitul părinte Siluan, episcopul românilor ortodoxi din Ungaria. Răspunsurile la strană au fost date de grupul psaltic Potirul al mănăstirii Radu Vodă. Toate slujbele care se vor oficia zilele acestea la Catedrala Patriarhală vor fi transmise în direct de Trinitas TV și Radio Trinitas și vor putea fi urmărite și de credincioșii care așteaptă să se închine la Sfintele Moaște, pe dealul Patriarhiei fiind amplasate patru ecrane.